da? Da. Dan Bucura, sunt jurnalistul Dan Bucura. Da. Am vorbit și cu soția și cu fiica dumneavoastră despre cazul dumneavoastră și vroiam să spuneți câteva date, poate reușim să vă ajutăm. Înțeleg că sunteți încă la spital la Colentina, la etajul 2, acolo la infecțioase sau unde sunteți? La chirurgie. La chirurgie? Da. Aveți vreun nume de doctor cu care luați legătura? Cine are grijă de dumneavoastră de la... Aici se schimbă. Vine azi unul, mai vine peste câteva zile altul. Nu m-a luat nimeni în evidență. Nu m-a luat nimeni absolut nimic. Adică nu aveți o fișă, nu aveți nimic sau cum? Fișa mi-a luat-o de la spital, de dincolo, de unde m-a luat, i-am făcut astea razele. Da. Și nu mi-a continuat. Am făcut 4 săptămâni raze și mai aveam 6 săptămâni. Da, istoria de la Fundeni mi-a povestit-o soția, știu, a fost la doctorul Mitulescu. Da, acolo de la Fundeni, eu am avut doctorul meu, veneam fiecare zi, a sunat doctorul aici, a ia legătura cu un doctor care este pentru mine aici și nu a vrut să comunice nimic cu dânsul, nimeni. Deci, dumneavoastră astăzi, la Colentina, sunteți, n-aveți niciun doctor care efectiv pe care să-l știți sau care se ocupă de dumneavoastră? Nu știu absolut nimeni. Sunt doctor, e chirurg, dar eu la mine, e pentru altceva, pe mine m-a luat că a spus că m-a găsit cu coroana, eu cu coroana nu tușez, nu am nimica, pe mine se avansează că am cancer. Dar cine vine zilnic la dumneavoastră? Sau vă dau medicație? Sau ce, cum sunteți în spitalul ăla? Sau ce statut aveți? Ce se întâmplă aici este în felul următor. Este asistenta. Da. Vine, îmi dă câte o pastilă pentru coronavirus și le-am zis, doamnă, mă doare aici, mă apasă aici boala mea care tumora, o am. Tumora dumneavoastră, tumora gastrică. Tumora, da. Și i-am zis așa, puneți-mi o perfuzie, ceva, nu știu ce. Dați-mi ceva, ca să că nu mai pot, eu vomit și mănânc, vomit tot, nu mai pot să rezista, m-am muscat, a rămas oasele. În atâta timp, într-o lună de zile care mă ține aici, la mine boala s-a avansat. Doamne, nu mai știu. Dar aveți vreun nume de doctor de la Colentina? Adică nu știu cum să-mi dau de dumneavoastră că... Nu știu nimic, nici cum îi cheamă, n-am niciun doctor, n-am nimic. Deci dumneavoastră, unde sunteți efectiv măcar? Spuneți-mi salon sau pat sau cum stăteți? Deci... secția chirurgie, salonul 5. Chirurgie, salonul 5. Da, la etajul 2. Ion Melchioiu, așa figurați. Da. N-ați semnat nimic, nu aveți un doctor. M-a luat noaptea de acolo, la 1 noaptea, n-am semnat nicio hârtie, nu m-a luat nimeni, decât a rămas fișa la ei, dar pe mine eu n-am semnat nimic. Și acolo aveți idee ce pastile primiți de la Colentina? Ce vă dă? Ce vă dă? Mi-a dat paracetamol, mi-a făcut în umăr injecții și mi-a mai băgat, că i-am zis să-mi pună ceva de vomă, ceva oxtrion sau nu știu cum. N-aveți, repet încă o dată, n-aveți niciun fel de simptom ca și coronavirus, nu tușiți, nu vă doare. Tușesc, nu mă doare nimic, nu tușesc, nu strănut. Aveți nu. Doar problema dumneavoastră, cancerul... Problema mea, da, și le-am gastric. Zis să mă mute la un doctor oncolog. Și aveți, de pe data de 17 aprilie, sunteți internat în spitalul Colentina. În Colentina, da, și eu mi s-a agravat boala mea. Eu m-au luat de acolo, nici razele nu le-am terminat. Și... acolo de bine de rău venea doctorul fiecare zi, îmi știa ce să-mi facă, de vomă, de razele alea. Vreau să vă mai întreb un singur lucru ca să încerc totuși să vă localizez. Da. Deci n-ați reținut, nu aveți niciun nume, nu știți, asistentă, doamnă, cum îi cheamă, cum îi... Nu știu cum îi cheamă, nu știu ce chiar pe mine. Și nu vorbește nimeni cu dumneavoastră. Când vin, cum vin? Vin îmbrăcați cu echipament de protecție, da, nu? Echipamente, nu-i cunosc. Mai sunteți cu alți pacienți în salon? Am mai fost unul, l-am mutat dincolo la Victor Badeș. Da. Și mai am unul aici care stau cu el aici de multă vreme. Domnul, e la fel ca dumneavoastră, tot pentru coronavirus? Da, și nu are simptome, nu are nimic. Și stă la fel ca dumneavoastră acolo în spital? La fel, da. Același tratament, aceeași... Aceeași cu o pastilă, ne ține. Dânsul de unde vine? Nu știți ce poveste are? Sau...
De la... Nu știu cum îi zice, de aici, din... Tot din București, l-a adus de la Tot un din spital. București, da, de la adus la un spital. Am înțeles și stați internați acolo. Bun, Da, 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 haideți că o da. să încerc să iau legătura, să dau de firul poveștii astea, să încerc să vă ajut, dar... Medicul Da. dumneavoastră încă o dată, să fiți sigur că am înțeles, medicul nostru de la Fundeni se numea Mitulescu, era cel care vă trata, Da, da? da, 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 da. Au sunat aici la Da, numărul știu. care l-am dat noi, deci când era la SAC, aici vine Pe ce la număr? Aveți un fumata, număr de la... acolo? Aveți un număr de acolo? Da, da, da. Care e, de unde? De la spital, de la Colentina? De la Colentina, numărul care mi l-a lăsat, dacă mi-e rău, să sun, să vină să... Dați-mi-l și mie, puteți, mi-l Da, puteți... da, mă pun ochelari, un pic să... Eu le-am zis, domnule, vreau și eu un doctor oncolog, că nu mai pot, eu la mine se agravează boala, nu? Le ziceam la doctor exact ca la gard. Da, puteți să vă rog, vă rog, spuneți. 0758. Da. 8, deci 0758, 477. Da. 051. Am înțeles. E... Da, secția chirurgie. Secția chirurgie. Da. Asta număr mi l-a dat când am probleme să sun la dăzi. Și vine la 11 noaptea, vine... Când aveți vreo problemă. Da. Am înțeles. I-am zis, domnul doctor, vreau și eu să... Că eu înțeleg, că ziceți că am coroana. Eu sunt oameni, nu am. Eu vreau să mă tratez de boala mea, că s-a agravat. Nu avem cum, nu avem cum. Așa, spune că nu avem cum. Păi înseamnă că eu trebuie să mor aici, când vinea în gând să mă arunc pe geam, la etajul 2, să termin viața. Domnul Mechiu, nu e cazul să vă gândiți la asta, încerc să vă ajut și eu, dar într-adevăr e cutremurătoare povestea noastră, adică nu, păi nu știu. Da. Am vorbit și cu fica mea, mi-a dat și dânsa detalii. Bun, haideți că încerc să pornesc pe firul poveștii, dacă mai am nevoie vă mai sun, mai țin legătura dacă aflu nou. Da, 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 da. Sănătate multă și vorbim, bine, domnule. Sănătate, la da. Revedere. La revedere.